Promiteam prietenilor de pe Facebook o emisiune altfel, o emisiune de vacanță, ne apropiem, de fapt toată lumea e în, e în vacanță sau pleacă în vacanță. Păi dacă președintele e într-o vacanță perpetuă, bine, punctată de diverse vizite prin diverse țări străine, dar în vacanță și o lipsă din spațiu public corectată cumva prin aparițiile pe Facebook în spațiu public apare Dan Mihalache, prietenul domnului Ponta, de fapt fost colaborator al domnului Ponta cu ani în urmă. Premierul Ponta a venit din concediu medical de astăzi sau de mâine, pleacă în concediu de odihnă, în vacanță, de fapt și una și alta, mai merge și în Turcia. Parlamentarii să dai cu tunul, nu mai găsești niciunul inclusiv oficialitățile județene se pregătesc de concediu, practic punem cheile, punem lacătul pe țară pentru următoarele 2-3 săptămâni. Până spre 15 august nimic nu mișcă în România, toată lumea e în vacanță sau în concediu, de ce n-ar fi și la noi la fel. Am avut o lună iulie, de regulă vacanța începea chiar mai devreme în alți ani, deși cel puțin premierul era mult mai prezent în spațiu public. Dar anul acesta am avut, pe o parte, dezbaterea ridică ponta să mă așez care vine la rând, Alina Gorghiu sau cine vine. Pe partea cealaltă, eternul scandal, eternu și nu și-am spus-o cu ghinimele de rigoare, Deoarece iată se permanentizează avem peste un de scandal pe codul fiscal. Și o zic că va continua cel puțin până în 24, 25, 26 august, dar cred că va fi chiar și după acest moment. De ce? Pe de o parte, vedem că de partea anticod fiscal s-au raliat o mare parte a să zicem a structurilor și politice și media care au mers în perioada aceea de criză economică 2010-2011 pe tăieri, pe ajustări, pe nu știu ce. Pe, part, deci pe o parte avem o dată de genul ăsta, o radicalizare a conflictului pe codul fiscal, de o parte președintele și oamenii responsabili, cum îi spun ei pe partea cealaltă, premierul și coaliția de guvernare care, vezi, doamne, ar fi niște irresponsabili dacă ar pune în mișcare aceste măsuri. Deci odată avem acest conflict, iar pe de altă parte s-a lansat în spațiu public în ultimile zile Bogdan Chiriac, analistul Bogdan Chiriac a lansat ideea că practic în 24-25 sesiunea specială a Senatului și a Parlamentului s-ar putea să vedem o, o rupere a coaliției guvernamentale. De fapt, asta se pregătește în sensul că interesul național premierul interimar etern Gabriel Oprea s-ar putea să trântească acest cod fiscal, cel puțin așa se anticipează, în numele interesului național. Acum, haideți să încercăm, am mai explicat și data trecută, să încercăm să ne mai referim puțin la codul fiscal, pentru că, bine, vorba lui Moise Guran, analistul Oltean de la Bizidei, de data aceasta nu mai, nu mai înțelegem nici pe Isărescu Isărescu n-a fost nici cu codul, dar n-a fost nici împotriva lui acum o lună Ce s-a întâmplat în ultima lună de împotriva codului fiscal rămâne de văzut Pe de altă parte, Consiliul Fiscal, apropo, indivizii respectivi care sunt plătiți cu sume extrem de mari ca și ea de la ASF și ați văzut ce făceau, ca și toate aceste organismele astea, agențiile statului pe care, care și-au banii, dar nu știm pentru ce, spun, domne, nu-i bun. Pe ideea că vom rămâne fără bani dacă scădem TVA-ul. Las la o parte faptul că avem uh, uh, reducerea de la 20 la 19 a făcut-o PNL-ul la propunerea opoziției, dar să lăsăm asta deoparte. Și să discutăm puțin de situația în sine. Anul trecut, auzeam în momentul când s-a făcut reducerea CASE, când s-au dat banii pe hotărârile judecătoriști din învățământ, domne, nu sunt bani, guvernul e responsabil, ea nu știu ce măsuri. Până la urmă s-au dovedit niște pariuri reușite. De ce n-ar fi codul fiscal un pariu reușit al guvernului, mai ales pe ideea foarte importantă, că avem ce? Avem uh, bani la buget, mai mulți ca altă dată. Avem, dacă reducem TVA-ul, automat vor fi mai mulți cei care vor plăti. Deci sunt diverse lucruri care ne-ar avantaja. E un pariu, adevărat, e un risc, dar cine nu riscă nu câștigă. Până la urmă, faptul de a nu risca ne-a costat în ultimii 25 de ani. Pe de altă parte, acum stau și mă gândesc. Uh, Leg, legea, buget, noua grilă de salarizare a bugetarilor, noua lege de salarizare a bugetarilor, naște polemici. Nu avem bani să dăm, să dăm la bugetar nu știu ce. Da, da, uite că pentru demnitate am avut. A încercat el, Victor Ponta, când a venit în Turcia să spună că nu o să dea decât când se aplică toată legea, și apoi Nea Dragnea, care între timp s-a instalat mare șef la PSD, a dat-o la întors. Pentru că vedea, era clar, președintele își dorea un asemenea, un asemenea lucru și atunci a dat-o și demnitarii au intrat deja. Credeți că ceilalți bugetari vor mai primi creșterile salariale? Eu mă îndoiesc. Nu se vor găsi bani. Deci pun pariu că de asta, de asta și forțat Dragnea acum, a forțat guvernul, că mai nou și bugetul și ăsta s-a discutat la, la partid, nu s-a mai făcut asta de câțiva ani și eu cred că era mai bine să fie discutat doar la guvern, nu la partid. Dar în fine, asta e altă problemă. Uh, și ne-am trezit în situația în care, și ne vom trezi în situația în care cei 48 sau câți erau salarii mari de vreo 3 ori mai mari, în timp ce ceilalți amărășteni bugetari, vreo milion și ceva, ne-a spus Teodoroviș cel puțin pe cei din administrația locală că vreo 20% nu prea munce și că ar fi bine să plece acasă. Deci vor urma și tăieri. Deci, cam asta este uh, pentru oamenii, pentru oamenii simpli. Mergem, deci. Egalitate, dreptate, chestii, nu. Astea sunt, uh, știți cum e cu un în fabulă. Nu-i pentru, nu pentru toți. Uh, acum, apropo de, întorcându-mă la codul fiscal, uh, a, a fost și conjunctura Greciei care i-a făcut pe unii să se sperie cu drobul de sare, știți cum este. Dar încă o dată spun, atât timp cât mediul de afaceri îl cer, bani sunt. Apropo, că tot aud uh, chestia asta cu, vezi, doamne, nu se nu s-a cheltuit, nu se fac investiții publice, nu știu ce. Păi dar nu se pot să se facă investițiile publice. De ce? Foarte simplu. Orice licitație din România se face, în afară de ele care au clar aranjat caietul de sarcini în care numai una se poate încadra o firmă, două și elea câștigă, tot restul sunt cote paracontestații și când nu se poate cu contestație, sigur ne trezim că protagoniștii sunt săltați de DNA și automat nimeni nu mai semnează nimic. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facă licitații corecte. Dar de asta s-a blocat totul. Practic, în, de la an la an a fost mai rău, mai greu să se mai facă. De aia nu se cheltuie bani. Nu că i-ar ține Ponta într-o pușculiță sau, sau oprea, că în ultimul timp mai mult el a stat pe la guvern decât Ponta și uh, nu vrea să-i dea. Pur și simplu nu-i cere nimeni. Bun. Acum, uh, vă spuneam, există. Scandalul cel mai mare, apropo, de astăzi este iar cu rectificarea bugetară. Uh, am văzut un post jalnic, de asta s-a și dus, e ultimul din grila de televiziuni, de știri, altădată liderul maxim al audienței, realitatea se streme de vreo două, trei zile să ne spună că e scădere și că guvernul a, la rectificare, e rectificare negativă. N-ai cum să explici că dacă îi spui că de aici și ăsta și sunt mai mulți bani la capitolul ăsta sau se trece de la un capitol la altul, dar banii sunt, nu s-au luat. N-ai cum să le spui pentru că tema pe unitate la ăștia, apropo, o firmă care e în insolvență și datoria crește, crește vertiginos. Instanțele nu ia nicio măsură. De ce oare? Da, în fine. Bun. Ei tot ne ia cu lungă că e nu știu ce. Bine, e tema lor și nu știu ce. Rectificarea bugetară însă au venit să corecteze unele lucruri pentru că am avut pe ministru Dragnea la începutul anului care a făcut acea aberație cu primăriile, prin care primăriile mari au primit foarte puțin bani, în timp ce primăriile mici au primit bani foarte mulți, care au tăcut din gură, n-au avut nicio treabă și s-au descurcat foarte bine, în timp ce primăriile mari au riscat să nu mai dea salarii. Au și fost probleme de acest gen prin diverse locuri din țară. Acum lucrurile se reglează. Pe de altă parte, au primit și învățământul și sănătatea nu s-au luat, s-a dat. Bine, s-a mai luat la transporturi, că asta e dacă nu se cheltuie și n-au cum să se cheltuie pentru că se blochează diverse lucruri. din acest lucru s-a făcut. Dar până la urmă rectificarea asta a adus a adus bani pentru diverse pentru diverse lucruri, așa cum era și necesar. Să se, să se întâmple. Dar, acum, cum vreau, cum vreau să vă spun, pe timpul, pe acest conflict etern între președinție și guvern, nu o să facem foarte multe lucruri. Deci, uneva trebuie ruptă pisica, adică să se înțeleagă într-un fel sau, sau altul. Vedem semnale total diferite. Premierul spune una șeful principalului partid de guvernământ spune alta. Mai repet încă o dată. Un urmărit penal, care este premierul, și-a demisia din fruntea unui partid pentru că este urmărit penal, dar a preluat președinția interimară un condamnat penal. Numai în România se poate, da, în fine. Ba din contră, Liderii opoziției spun că e de bine și că uh, liderul nou, Liviu Dragnea, poate fi un partener. Când era ministru, discutau de el altfel. Uh, apropo de activitatea justiției, se așteaptă, tot apare din când în când pe surse, apar pe surse diverse informații din diverse dosare care s-ar pregăti premierului nu mai auzim nimic de cerebru dosar Teldrum, drum legat de Liviu Dragnea. Nu mai auzim nimic de momentul când s-a vorbit în dosarul Microsoft, Mega Power și toate celelalte despre Vasile Blaga, iar nimic. Nici dosarele ar fi trebuit să ne lămurească, ca cetățenii acum, nu știm, nu știm dacă e vinovată sau nu. Dar pare că Alina Gorghiu, lidera PNL-ului, este tot un fel de, de șova. Ori, în condițiile acestea, deci cu contractele cu statul, nu știu ce, ar fi bine să ne lămurească justiția dacă e ceva de lămurit. Sau ce se întâmplă? Mai stăm până se mai schimbă ceva, ori pe la DNA, ori pe asta, și apoi să aflăm că și ea e vinovată sau când se schimbă din nou puterea. Deci lucrurile ar trebui să nu mai planeze asupra, adică să avem rezultate mai concrete. Și încă o dată, nu văd uh, poate cea mai uh, mare afacere din România ultimilor ani, nu este anchetată. Afacerea Bechtel. Năstase a lăsat un contract pentru toată autostradă de vreo 2 miliarde și ceva de euro în 2004. Ăștia uh, Traian Băsescu și oamenii lui L-au dus de vreo nu știu câte ori, mai mare, spunând că e așa. Nu s-a făcut autostrada, banii s-au dat și nimeni nu răspunde. Eu cred că ăștia de la Microsoft s-au râs mișcopii față de șpăgile care s-au luat în România pe chestia asta. Ar fi de, de văzut. Sau, ca să spunem așa, ar fi sarcin de zi pentru oamenii legii să facă ceva, să ne lămurească ce s-a întâmplat în ce s-a întâmplat în ultimii ani în România. Pentru că s-a furat în rom și în detail. Săracul Radu Vasile că spunea că nu mai e nimic de furat în România, se înșela amarnic. Și atunci în vremea lui, dar și după, s-a furat foarte mult în România și unii au făcut averi imense. Dar nu știu cum s-a întâmplat, cum s-a făcut că nu se întâmplă absolut nimic mie mi se par activitățile ultimele ultimile luni de dosare mai mult cele cu tentă politică, adică să se vadă, să fie vizibile dosarele, în sensul una e să le iei pe Rebenciuc, pe Paltin, Sturza și care au mai fost acolo și alta să iei pe, nu știu, ăsta de la de sunt implicați în afaceri cu pământul, patronul Universității Craiova și alții. Deci, ce vreau să spun cu asta? că ar trebui ca justiția și nu mai auzim nimic de prejudici. Că averea mare se chestru Elena Udrea pe avere sau nu Mai au alții. Ce se întâmplă? Bine. Ce se întâmplă cu ai 43.000 de hectare în cazul Rebenciuc? Ce se întâmplă cu... Acum, ave... din câte am văzut astăzi, până și Mircea Băsescu care spunea, da, domne, am primit 250.000 de euro de la de la romii respectivi, s-ar putea să scape cu o condamnare de vreo, să mai facă vreo două luni, că a mai făcut ceva, a mai stat acasă închis la domiciliu și acum scapă definitiv cu vreo două luni. Parcă e o justiție care nu are, care nu are de mare, mare lucru de, de spus. Adică, parcă este făcută doar ca să vedem că se face, nu că se face cu adevărat. Dar uh, mergem mai departe. Uh, M-au surprins niște declarații, recunosc, politice de data aceasta. Uh, una dintre ele spune așa, uh, premierul uh, viitor, uh, cel puțin așa spune el, Cătălin Predoiu, spune despre Ponta că nu are credibilitate nici să deschide o gogoșerie în Dubai. Când a preluat țara, nu era într-o groapă, ci era stabilizată la nivel macro. M-a omorât și asta cu macro, că macro eram bine, că nu știu ce. Păi, care dracu de bine era în ăsta, că astora le-a trebuit trei ani de dea înapoi ce, ce s-a luat în 2010. Deci asta că eram stabilizați macro și nu știu ce, și să știți, eu merg pe ideea lui Ion Cristoiu care a spus, da domne, nu cumva reducerile de salarii din 2010 au fost pentru a face bani ca NRP-ul să dea, să retrocedeze pentru oia, știți, soțul Elena Udrea și toți ai Cred că teoria, adică Cristoiu de regulă știe ce vorbește sau în orice caz E un ziarist care, care mai vede și printre rânduri anumite, anumite lucruri. Dar, știți, nu avem o dovadă concludentă. Apropo, astăzi după amiază, un lider al PSD-ului la nivel de Constanța s-a aruncat de la etajul 10 a unui blog. Se pare că în urma dosarelor pe care le avea și care ar fi putut izbuni în următoarea perioadă. Mai aflăm, mai aflăm de niștirile de astăzi că un violator a intrat în direct la TV și și-a amenințat victima, deci se poate și așa la noi în România. Iar mai vedem că Mircea Joana ar putea fi reprimit în PSD, de văzut în următoarea perioadă, dar vă dați seama ce are și. Sunt multe alte, sunt multe alte lucruri de, de nu arată că ar fi vacanță. Pe de altă parte, sunt tot mai multe lucruri care ne arată că vine vacanță. Deci, cum spuneam la începutul acestei emisiuni, sunt convins că în următoarele două săptămâni nu se întâmplă mare lucru. De fapt, până pe 17 august, că se întoarce, deci e luni, și se întoarce Victor Ponta la serviciu, practic nu prea putem să avem surprize, în sensul că evenimentul așteptat de unii de emisia premierului, dacă și-a luat concediu, nu cred că o să-și dea demisia din concediu. Părerea mea, măcar să tea aci și pregătea demisia. De pe de altă parte, Cred că și uh, justiția este în concediu, uh, mă refer, uh, știți că e și vacanță judecătorească, e și ăsta, și nu cred că se va pune problema sau procurorii să-l cheme în perioada respectivă să se mai întâmple ceva, ce ar putea fi decât un control judiciar, altceva nu. Deci, din acest sau un alt dosar. Pe de altă parte, nu mă aștept ca până în luna septembrie să fie încleșteri majore la nivel politic la nivel economic, vă spuneam, dacă nu se rupe coaliția guvernamentală, cum spun în 24, 25, 26 august, s-ar putea să mai continuăm câteva luni. Deși alegerea lui Liviu Dragnea arată clar că PSD-ul vrea să meargă în opoziție, să-și recalibreze forțele pentru momentul electoral 2016. Alegeri locale și alegeri parlamentare. După ce revenim din vacanță, o să discutăm și pe aceste subiecte și pe altele pentru că intrăm și noi într-o vacanță, este ultima emisiune din acest sezon, ne întâlnim și noi, dacă tot premierul revine pe 17, revenim și noi pe 18, tot e ședință de guvern, pe 18 august seara ne pregătim de emisiune. A fost ordinea de zi, mulțumesc pentru atenție, la revedere!